Măi, Carmen, hai odată! Ia lasă-mă, mă filmez, mă, să mă lași în casă. Ia zi-mă, cine e șeful în casa asta? Bulciul, măta! Mai știi că te-am dus la Paris și ți-am luat colierul ăla de aur? Da. Să-mi dai banii înapoi. Mai plătiți-vă facturile, că de-aia vă taie curentul. V-ați învățat așa să vă dea statul bani. Vrei să mă vezi om bătrân? Of, dorule, să merg singur el pe drum. Știi unde vreau să mă duci? Pe lună te duc. Nu. E? Am o gagică la Caransebeș. Auzi, unde e flora și fauna României? Unde sunt colinele de braj? Aha. A furat austriecii tot. De asta a plecat lumea pe alte meleaguri, pe alte țări. Că nu se mai poate aici. Băi, că tot am făcut vlogul ăsta, vreau să vă povestesc așa o întâmplare din Tunisia, din 2003. Cu o mașină de bani, 2.600.000 de euro, niște băieți de la București. Ce tot mins, mă, lumea acolo? Ce mai fost tu acolo, știi tu? Mamă, deci e un frig aici afară. Să mor dacă nu văzui câțiva pinguini prin parcare pe acolo, nu știu de unde vin. N-avem niciun nume, ne cheamă orfanii. Nu îl știm pe mama, nu îl știm pe tata. Mă, o să filmez pe nevastă mea, că a cheltuit tot. Mă, o să filmez pe nevastă mea, că a cheltuit tot. Uitați unde să duc banii lui Machiavelli. Bă, cât te caut eu? Gata, bă, mi-a ajuns pe ziua de azi, mă duc acasă. V-a plăcut azi cu mine? Nu! Cum adică nu?